Europarlamentarul PPE-UDMR de Hunedoara, Iuliu Winkler, are o viziune pesimistă în ceea ce privește următoarele luni. Astfel, Winkler opinează că în contextul crizei energetice amplificate de conflictul din Ucraina, în țara noastră în următoarele luni, atât inflația cât și prețurile vor crește în continuare. Vedem că ne aflăm în fața unui an, 2022, în care vom avea o inflație în creștere, ca urmare a tot ceea ce se întâmplă în Ucraina și în regiune, în care avem deja majorări de prețuri și aceste majorări de prețuri cu siguranță că vor continua în lunile care urmează. Iuliu Winkler consideră că sunt necesare atât la nivelul Comisiei Europene cât și la cel al Guvernului României adoptarea de măsuri de protecție nu doar pentru populație, ci și pentru IMM-uri, acestea din urmă, dacă nu vor fi sprijinite, putând să se închidă și astfel se vor pierde multe locuri de muncă. Și la nivelul Comisiei Europene, dar și la nivelul Guvernului României, trebuie să gândim pe de o parte noi pași în domeniul energetic care trebuie făcuți, pe de altă parte trebuie să gândim acele măsuri de sprijin către două categorii de beneficiari, cetățenii care suferă de sărăcie energetică și companiile mici și mijlocii sau chiar cele mijlocii care sunt energointensive și care își găsesc, de fapt, competitivitatea evaporată și deja discută despre reducerea activității sau chiar sistarea activității. Trebuie să ajutăm și aceste companii pentru că ele sunt cele care mențin locurile de muncă și astfel mențin economia în mișcare și societatea în echilibrul de care are nevoie. Hunedoreanul Iuliu Winkler este vicepreședinte al Comisiei pentru Comerț Internațional din Parlamentul European.